După trei încercări eșuate, Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit pe data de 9 iulie în ședință. Quorumul a fost asigurat de deputatul Ștefan Gațcan, care a renunțat la demisie și s-a prezentat în plen. Astfel, în sală au fost prezenți 51 de deputați PD și PSRM. Acest fapt i-a permis premierului Ion Chicu să prezinte proiectele de lege pentru care guvernul și-a asumat angajarea de răspundere. După ce președinta Parlamentului Zinaida Grecean a anunțat că ședința are quorum, în sală au intrat și deputații PAS și cei ai platformei DA. Aceștia l-au huiduit pe premierul Ion Chicu în timp ce se îndrepta către tribună pentru a prezenta proiectele de lege pentru care guvernul și-a asumat recent răspunderea. Abia după ce opoziția a ieșit din sală, premierul a prezentat proiectul. Guvernul de la Chișinău și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru un pachet de 4 legi care prevăd, printre altele, majorări de salarii pentru medici și ajutoare pentru cei care au avut de suferit în urma pandemiei de COVID-19. Considerând faptul că aceste proiecte sunt spre beneficiile cetățenilor, economiei și societății, Guvernul Republicii Moldova își exprimă speranța că ele vor ajunge să fie implementate cât mai rapid posibil, ori sunt sigur că toți urmărim același obiectiv, să facem viața mai bună în Republica Moldova. Potrivit procedurii, proiectul pentru care guvernul și-a angajat răspunderea intră automat în vigoare după 3 zile dacă executivul nu este demis printr-o moțiune de cenzură. Deputații de la Chișinău au la dispoziție 72 de ore în care pot depune moțiunea de cenzură împotriva guvernului dacă nu sunt de acord cu asumarea răspunderii pentru acest pachet de legi.